în aceasta, să fim alături de familia Filip. Vrem să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Prin rugăciunea Tatăl nostru, deschidem slujba în locul acesta, după care voi citi un cuvânt din Sfânta Scriptură. Și apoi fratele păstor Ieremia George se va ruga pentru toți acei care în această zi vor lua un cuvânt. Vor avea un cuvânt de mângâiere pentru familie și nu numai. Dumnezeu să îi binecuvinteze. Suntem la rugăciune. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi a greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava, acum și în toți vecii. Amin. Am deschis Biblia Cartea Sfântă în a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel, adresată Corinteilor, în capitolul 5. De aici voi citi un cuvânt. Iar cei care vor lua cuvântul vor vorbi de unde Dumnezeu îi va călăuzi, dar citesc textul acesta în deschidere. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mâine, ci este veșnică. Și cerem în cortul acesta plin de dorință să ne îmbrăcăm de el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci cerem, apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că aceea este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvul Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, privegem departe de Domnul, pentru că umplăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și sădim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau rău pe care îl va fi făcut când trăia într-un. Amin. Doamne Dumnezeu slavă, dacă Tu ai gândit în această zi, Doamne, să fim aici, în această capelă, Doamne, împreună cu familia fratelui Filip, dorința noastră este ca mâna Ta să binecuvinteze această familie. Tu care cunoști durerea, care știi ce-i suferința, Doamne, ideea de sfârșirea, Doamne, din mijlocul acestei familii, Doamne, ai hotărât să le iei pe fratele Filip pentru acasă, Doamne. Te rog, mângâie pe cei rămas, ai găsit soția lui, ai găsit copii, sunt nepoți, sunt frați, surorile, prietenii lui, Doamne, de departe și de aproape, toți ne împărțișăm înaintea Ta. Doamne, nu putem să călcăm peste hotărârea care ai luat dar acum, Doamne, când va trebui ca trupul fratele Filip să fie, Doamne, depus în mormânt, te rog, binecuvintează cuvântul pentru cei prezenți în locul acesta. Fă ca acest cuvânt al Tău, care are putere de viață, să pătrundă în orice inimă, Doamne, să fim atenți la cuvântul Tău, care ne dă adevărata mântăiere, Doamne, adevărat un cuvânt care ne dă viață veșnică, Doamne, de aceea te rog, binecuvintează frații care vor vorbi din cuvântul Tău, binecuvintează toată asistența și noi vă mulțumim. Te vom lăuda și vom preamărite acum și până vezi. Amin. Amin. Vă rog toți acei care aveți posibilitatea să ocupați locul, să ocupați.
vreau să precizez pentru toți că și în Sicriu se află Filip Petru, la cei aproximativ 71 de ani. Dacă mai trec câteva zile, avea 71 de ani. Această slujbă de înmormântare este oficială de Biserica Pentecostală numărul 1, acolo unde el a fost membru, acolo unde fiecare dimineață venea la rugăciune. Cred că sunteți mulți aici care sunteți vecini a lui, peste Borgul, dar din Zăvoi, Lemeș, alți colegi de muncă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Apreciem gestul acesta frumos pe care l-ați făcut atâta seara cât și această zi să fiți alături de familia Filipului. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să vă mângâie familia. Dorim acum corul Bisericii Pentecostale Emanuel să slăvească pe Domnul cu o cântare. După cântarea corului, avem câțiva frați care vor lua cuvântul, aducând câte un cuvânt în dreptul familiei. E vorba de fratele Rusu, de la Biserica Creștină pe Evanghelie. El este responsabil acolo, fratele Filip, când a fost acolo, se cunosc bine. Dumnezeu să îi dăruiască cuvinte excelente. Avem aici cei doi frați pastori de la Emanuel, fratele Frim și fratele Cociș. De asemenea și ei vor avea câte un cuvânt. Apoi, predica va fi rostită de fratele Câmpian Victor, pastor coordonator al județului Bistrița Răsăuși. Dumnezeu să și se lasă harul ăsta peste noi. Deci acum pentru început, rămânem pe Domnul cu o cântare, apoi fratele Rusu, aduce la microfon, să va vesti cuvântul Domnului. Domnul să-l ajute. Thank you.
cunoaștem de zeci de ani. Și ca prieteni, și ca frați în Hristos. Și mă bucur că am fost invitat de băiatul de fratele Filip Lucian, ca să știu și să pot să particip și eu, și nu numai, la acest serviciu de înmormântare. Îmi aduc aminte, în 1991, 24 noiembrie, fratele Petrică Filip era îmbrăcat în haine albe, gata să spună un cuvânt, că se vrească predeie în întregime, în mâna lui Dumnezeu. Și a remarcat în mod special. Atunci când a fost întrebat, frate Filip, până când vrei să slujești pe Dumnezeu? Și răspunsul a fost următor. Până la moarte. Și iată că s-a întâmplat așa cum el a dorit. Odată îmi spune că s-a întâlnit cu un frate pentecostal de la biserica de peste podul Budacului și l-a invitat la adunare. Și i-a promis că mă duc. Și m-am dus. După ce am luat legătura cu fratele de acolo, m-am gândit, măi, ce din parte biserica creștină după Evanghelie, pe iarnă, pe cer, pe frig, pe ploaie, hai să mă stabilesc aici, aproape de casa mea, la aproape, în jur de 100 de metri doar, până la biserică. Și așa am făcut. După bucata de vreme, nu ne-am mai întâlnit, m-a ajuns două. De familia aceasta și de fratele Petrică și am zis, mă duc să le fac o vizită. Când am ajuns acasă, m-am întâlnit cu familia, ne-am bucurat că ne-am întâlnit și am zis la fratele Petrică unde? Fratele Petrică e dus, că mai avem o căsuță pe lemne și undeva mai sus și de vreo câteva zile, din ceva motiv, nu știu, a prins-o cineva, sau nu știm, și-o alții. Și poate că fratele Petrică să fie acolo. M-am luat pe lemne și sus și m-am dus și am găsit căsuța mai greu și am văzut că e altă și am știut că aia e căsuța care o vorba. Petrică nu era nici acolo. Atunci am întrebat pe Petrică, nu știți cumva de proprietarul acestei căsuțe care aici mai rămas doar de scrum și cărbunii. Unde l-aș putea găsi? Du-te, zice, domnule, du-te peste deal dincolo, că acolo are un copil, îl cheamă Ionut. Și Ionut are casa acolo și e mutat cu familia în casa de acolo. Și ei ți-o spune, unde îl găsesc pe fratele Petrică. Și m-am dus acolo. Și l-am întâlnit pe el. Cu familia. Și l-am întrebat, frate, nu ce mai faceți? Da, Petrică, fratele Petrică, pe unde l-aș putea găsi? Și atunci este stai un pic, frate, într-un loc, că imediat într-o problemă. Să trage mai într-o parte și zică, tată, hai, comite un prieten de-a tău și un frate, rusul, Pavel, și vrea să te întâlnească și să vorbească cu tine. Și peste câteva minute, fratele Petrică era prezent. Ne-am îmbrățișat, ne-am salutat și am stat câteva clipe cu el de vorbă. Lucruri mărețe, lucruri binecuvântate. Avea în inimă și în sufletul lui pe Domnul Iisus Hristos. Avea în viața lui gândul pocăinței, gândul părtășiei cu frații,
cântul cercetării Sfintelor Scripturi. Și de atunci, și până ieri, la priveri, nu ne-am mai întâlnit. Va veni într-o vreme când ne vom întâlni și nu ne vom mai despărți niciodată. Și aceea vremea pe care Domnul Iisus Hristos a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul, să ajute pe toți care ascultă astăzi Cuvântul lui Dumnezeu, să ajungem acolo, în acel loc pe care l-a pregătit Hristos Domnul, pentru fratele Filip și nu numai. Aduc aminte că în Vechiul Testament scrie într-o loc că psalmistul David avea un prieten foarte bun, îl chema Ionatan. Era băiatul împăratului Saul. Și la un moment dat, în prietenia lor legată unul cu altul de nedespărțit, se întâmplă că se face război și Ionatan și tatăl lui Saul cad în luptă, cad în război. Și David când află că prietenul lui a căzut în război și nu se mai poate întâlni cu el viu niciodată, a spus următoarele cuvinte: frate Ionatane, mă doare pentru tine. Frate Filip, vreau să spun, frate Petrică, și eu sunt astăzi tot la fel. Mă doare despărțirea. Dar când Dumnezeu, care a rânduit toate lucrurile cu înțelepciune dumnezeiască, a hotărât pentru fratele Petrică anul, a hotărât luna, a hotărât ziua și a hotărât ceasul, noi nu putem să mai spunem nimic decât binecuvântat să fie numele Domnului. Și acum, la încheiere, vreau să spun din toată inima, vă iubim în continuare familia Filip. Voi face tot ce putea pentru că sunt fratele și prietenii. Iar la fratele Petrică vreau să-i spun, dar dacă nu mă mai aude, frate Petrică, ne întâlnim din nou pe plaiurile suferite ale Împărăției lui Dumnezeu și vom rămâne o fericire întreagă cu Domnul. Iubită familie, doresc ca Dumnezeu cerurilor să le verse peste voi belșug de binecuvântări și nu numai mângâiere să vă dea Domnul fiecare dintre voi. Și mulțumesc Domnului că fratele Petrică a plecat înaintea noastră și ne așteaptă să ne ajute și special el. Eu nu m-am așteptat ca să fiu eu la mormântarea lui fratele Petrică, eu m-am așteptat să fie el la mormântarea. Și totuși Dumnezeu a găsit în cale așa cum este acum. Domnul să ne înțelim pentru toate și numele lui să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Iubită și îndurătoare familie Filip, și voi toți cei ce în această zi sunteți aici, cu drag și cu inima, ca să fim alături de cei ce suferă, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dăreze. Merg pe al doilea verset citit și gemem în portul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru.
cer. Un adevăr pe care Apostolul Pavel l-a rostit, l-a spus, l-a scris, un adevăr care și de mai ne încearcă și cred că și pe fratele nostru Filip. O viață plină de suferință, de frământare și de cerere. Mă gândeam stând de jos, ce înseamnă cuvântul acesta, ce definește cuvântul acesta geamă? O durere înlăbușită, o durere surdă, așa pe care o duci și nu vrei să fie cunoscută, dar din gând în gând răbufnește. Apostolul spune, contul acesta deci geme, dar este ceva în interior care dă răsunet sau speranță la această căutare, la această apăsare exterioară. Este omul nostru din lăuntru care este aprins de dorința ca să fim îmbrăcați peste cortul acesta cu locașul nostru cer. Vremea pentru fratele Filip a sosit. Gemetele exterioare s-au terminat. Omul din lăuntru a fost și este îmbrăcat cu locașul ceresc. Am petrecut momente frumoase alături de el. Un om, zic eu, special. În anumite puncte, poate nu era chiar bineînțeles de ceilalți, dar în interior avea o căutare și o frământare după Dumnezeu. Era nelipsit de la rugăciune cu o disciplină de militar. Rar oameni am întâlnit așa disciplinați în privința căutării rugăciunii. Am participat împreună la un grupul de mijlocire care a durat mulți ani. Rare ori, rare ocazii a lipsit. Întotdeauna își facea timp și avea o prioritate pentru asta. O căutare și o frământare după Dumnezeu. În mod surprinzător, eram plecat acum în Republica Moldova într-o misiune. Am rămas foarte uimit de felul în care Dumnezeu a lucrat. El, în mod fulgerător, a trimis solul lui și viața s-a încheiat. Mi-am gândit că de multe ori s-a luptat pentru noi, pentru misiunile care le aveam, situații grele, complicate, apăsătoare. Avea inimă pentru asta. Și pentru pocăință, o pocăință așa strictă. Sigur că frământările și omul din lăuntru și firea nu poate fi stăpânită prin orice fel de disciplină. Vine vremea când omul nostru din lăuntru, care ne dă speranță, ne aduce și nădejdea aceasta, vom fi îmbrăcați cu lucrașul nostru cel. Și vom fi împreună cu Domnul. Lăudați să fie Domnul în vece vece. Alea să fim și să fim smântuiați prin cuvântul acesta și Domnul să-L garantește apropiere de El și ha, ca toți să fim mântuiți. Amin. Ceea ce ați trecut prin încercări de genul acesta, să știți, prezența voastră constituie o mângâiere pentru cei care trec prin astfel de încercări. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Citeți cu un singur verset, câteva gânduri scurte și din Biblie. Dar suntem plini de încredere, 1 Corinteni, 2 Corinteni 5 și versetul 8. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă. Logic și ceilalți, ce vreau să vă spun, versetul acesta se potrivește mult pentru partea noastră. El a plin de încredere. De aceea nu se aduce acasă pe el, el a plin de încredere. Și îi plăcea mult mai mult și dorea mult să ajungă acasă la Domnul. Dumnezeu l-a iubit. Și acum,
Patru pentru voi și pentru noi. Unu. Deci era de încredere. Pentru că știa că Iisus merge înaintea Lui. Și El îl urma pe El. Să ne ajute Domnul să mergem și după Domnul. Doi. El mi-a deschis o moștenire. Știa că Domnul Hristos avea El aici. Dar știa de o altă moștenire care scrie unul pentru capitolul 3 la 4. Nestricăcioasă, păstrat în cer pentru El și pentru voi. A cunoscut că Hristosul care merge înaintea noastră a deschis o moștenire nu pământească, ci cerească. De aceea dorea mult mai mult să părăsească trupul acesta și era convins că va ajunge acasă la Domnul la această moștenire. Domnul să ne ajute și pe noi. 3. O veste bună pentru voi. Iisus revine după noi. Iisus revine după noi. 1 Tesalonicen, capitolul 4, versetul 13. Pasiunea trânsă de Dumnezeu. Hristos a venit pe noi în cerul lui. Cei morți care au murit în Hristos vor învia. Cei vii care sunt în Domnul vor fi schimbați, transformați, la o primă, la o mâncare de loc. Și împreună o să ne întâlnim pe Domnul în Văzdu. Și vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, Iisus revine după noi. Tatăl vostru va învia. Și ultim gând, acolo îl vom vedea. Vom vedea pe Domnul nostru, ne vom întâlni cu El, cu Cel care a mers înaintea noastră, cu Cel care ne-a pregătit un loc să avem o moștenire nestricată și nestricăcioasă. Și un lucru și mai frumos. Vom fi toți împreună și Tatăl nostru care a slujit pe Domnul. De aceea, siliți-vă să ne silim cu toții și să ajungem acasă la Domnul. Dumnezeu să vă mânduie. Amin. Acum să zic cu o cântare după care fratele Victor Câmpian va vesti cuvântul Domnului, preț cam de o jumătate de oră, va avea la dispoziție să vestească cuvântul. La capelă e diferit ca mai nimic. La capelă vine alt, este altă mormântare și trebuie să părăsim sala aceasta că urmează alții după noi. Dar timpul alocat căutăm să gestionăm bine, și credem că va fi și pentru familie bine și pentru noi toți. Yeah.
dragă familie Filip, sora Maria, dragi copii și rude apropiate, sau poate puțin mai îndepărtate, dragi vecini, am cea mai bună veste, după atâtea vești rele, că ați auzit cu toții că a plecat tata, a plecat soțul, a plecat cunoștința și ruda dumneavoastră și fratele vostru de credință. Dar am cântat în această cântare, trece Iisus pe aici. Când a plecat tata și a plecat doar anul trecut în toamnă, încă nu alună, a plecat ca și tatăl vostru fulgerător. Tata a făcut infarct, unul plin de viață, plin de energie, a făcut infarct și s-a dus. Șocul a fost mare, vestea a fost tristă, dar m-am bucurat de fiecare frate care a fost alături de mine și de familia mea, de familia lărgită. M-am bucurat extraordinar. Dar vreau să vă spun că prin ei și s-a întâmplat ceva frumos în acele zile de durere, pur și simplu, la privire, la înmormântare, l-am simțit pe Iisus lângă noi. Și noi am cântat acum împreună cu corul, trece Iisus pe aici. Hristos, care este Mântuitorul întregii lumi, oameni buni, este aici și spune Biblia și spunea David, chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, tu ești cu mine. E adevărat că după ce a trecut privechiul și mormântarea, m-au sunat prieteni, m-am întâlnit cu prieteni și mi-au spus, frate Victor, aș fi vrut să fiu cu voi, dar n-am putut. Și am apreciat lucrul ăsta. Cel puțin cineva care o încerca. Dar vedeți, Hristos, care e Domnul tuturor, care conduce o lume în momentele acestea de durere, dragă familie Filip, e cu voi, e cu noi. Știți că unul dintre numele frumoase care le poartă Mântuitorul, care a fost prevestit chiar și prin îngeri, spune că îl vor numi Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și este așa o bucurie în durerile noastre ca Dumnezeu să fie cu noi. Iisus Hristos, Mântuitorul, să fie aici și să ne mângâie. Am venit și eu să fiu alături de voi. E greu să spui că ai venit cu drag. Am venit înturerat. Am mărturisit-o și o spun din nou. Pe mulți de aici nu mă cunosc, ne întâlnim pentru prima dată. Dar și când mă duc probabil într-un alt județ și nu cunosc pe nimeni, nu cunosc pe nimeni din neamul celui decedat, întotdeauna se lasă o durere peste inima mea. N-ai cum să nu simți. Când ești frate, când ești aproape de cineva și suntem aproape unii de alții, pentru că Biblia spune, suntem din neamul lui, din care neam, suntem din neam de Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul, de aceea suntem îndurerați. Și așa să am și un cuvânt de apreciere pentru dumneavoastră, pentru mulțimea aceasta frumoasă de oameni. Este o mângâiere pentru mine. Când am ajuns aici și am văzut atâția oameni, eu am fost mângâiat. Ca să nu mai vorbim de familia Filip și Dumnezeul Cerului și al Pământului, El să vă binecuvânteze. Dar fratele Petrică a plecat. Pentru mine, fratele Petrică, a însemnat un luptător. Spuneau frații, a fost un luptător în rugăciune. Dar aveți impresia că rugăciunile lui sau în momentul în care mergea la Biserica Emanuel dimineața să se roage, aveți impresia că toată ziua s-a rugat pentru el? Ați auzit ce spunea fratele păstor? Se ruga când pleca în misiune, fie că republeca Moldova, fie alte cauze de mijlocire, de rugăciune, pentru că sunt oameni cărora Dumnezeu le dă slujba aceasta de mijlocire. Ăștia luptă rugăciune și expresia aceasta o găsim și în Sfânta Scriptură. Oameni care s-au luptat în rugăciunile lor. Și fratele Petrică a fost un luptător. Un luptător în rugăciune. S-a rugat pentru biserică, pentru neam, pentru dumneavoastră și mulțumim pentru asemenea oameni lui Dumnezeu care știu să lupte. Apoi, probabil că aveți prăbântări. Dacă n-avea tractor, dacă, oameni buni,
Lăudat fie Domnul că și-a încheiat cu bine alergarea. Știți ce zice Biblia, dragi copii? Și eu nu vorbesc de cunoștință. Dacă tata n-ar fi plecat, mi-ar fi zice, frate Victor, tu vorbești că nu le înțelegi durerea. Dar eu înțeleg foarte bine. Și vă spun de ce o înțeleg foarte bine. Că mergeam la poem, tata, 75 de ani. Dar era aproape ca mine alergarea. Vă spuneam, plin de viață, când ajungeam în poem, pur și simplu mă strângea în brață, se bucura, plângea de bucurie, era plin de putere, dar totdeauna cu drag mă îmbrățișa și parcă aveam impresia că dorea să se joace cu mine, ne jucam pe vremuri ca și copii. Când am ajuns eu, după ce am făcut infarctul, medicii l-au lăsat acolo pe covor întins și a trebuit să le iau eu, să cu mâinile mele, pe tata fără viață în el și să-l așez pe pat și apoi să-l așez așa cum trebuie așezat. Eu vă înțeleg durerea. Dar vreau să vă spun ceva. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii care luptă până la capăt. Care luptă pentru familie. Care sunt harnici la 70 de ani. Că putea de la 60 de ani să zică, am muncit destul, nu mai trebuie nimic. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii luptători. Până aici a fost viața lui. Atât. Nici mai puțin. Și nici mai mult. Știți ce spune Scriptura, dragii mei? Că de când ne naștem, Dumnezeu ne scrie toate zilele care ne-au fost rânduite. Știți că Dumnezeu are o carte în care ne scrie și faptele, dar în cartea lui Dumnezeu ne sunt trecute toate zilele care ne-au fost rânduite. M-au întrebat oamenii în pandemia, trebuie chiar de prima săptămână, am avut ca biserică, Biserica Sfânta Treime, două mormântări. Toată lumea se temea om de om. Mi-a pus cineva întrebare, nu mă tem să mă duc între oameni, măcar că atunci nu era o mulțime de oameni, nu puteai decât 8 oameni. Și am spus oameni, bun, nu mă tem, nu că sunt eu curajos, nu sunt curajos de firea mea. Dar am spus, am o veste bună pentru mine și o veste bună pentru toți oamenii. Și vestea asta bună vă dau tuturor care poate, vă temeți în anumite zile de moarte, poate aveți o boală, poate aveți un microb și ziceți, oare acesta vă va duce la groapă? Dragii mei, nu microbul și nu boala, nu virusul. În cartea lui Dumnezeu sunt trecute toate zilele care ți-au fost rânduite. Nu vei muri nici mai repede, nici mai târziu. Asta cu o singură excepție. Să nu ne grăbim noi moartea și știți la ce mă refer. În rest, în cartea lui Dumnezeu ne sunt trecute și rânduite toate zilele. Asta a fost și până aici a fost viața care a fost rânduită fratelui Petrică. Dumnezeu să vă mângâie și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. O să aduc și un cuvânt din această carte sfântă, Biblia. Cu toate că mă gândeam de când m-a sunat fratele păstor și am venit să fiu alături și de colegii mei slujitori, de Biserica Emanuel, pentru că suntem alături la bine și la greu. Am fost la multe căsătorii împreună, dar e bine să fim și la durere, e bine să fim și la greu. Dar când fratele păstor se verfete, citea Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun că Dumnezeu din nou a luminat mintea mea, așa cum a luminat mintea și inima mea și prin prima cântare a corului, în care cânta corul Doamne, în necazul. Sunteți în necaz astăzi. Biserica Emanuel este necaz, adică e în durere. Toți care suntem aici suntem în necaz. Dar spunea poetul și cred că e scrisă de Nicolae Moldoveanu, un om care a experimentat necazul, a experimentat temnița din pricina lui Hristos și multă suferință. Și poetul acesta creștin spunea, Doamne, în necazuri, lângă noi, rămâi. Știți ce a zis omului Dumnezeu, un sfânt din Scriptură, Sfântul Apostol Pavel, un om cu totul excepțional, cu viață predată total lui Dumnezeu, a zis într-o zi, toți m-au părăsit pe Pavel, pe Sfântul Apostol Pavel, așa cum zice românul, om de pus în ramă, da, zice Pavel, într-o zi, toți m-au părăsit. Și a fost o asemenea zi în viața lui, când apropiați l-au părăsit. Nu știu dacă dintre dumneavoastră aveți dezamăgirea acestei vieți în care apropiați în momentele grele să vă întoarcă spatele și știu că unii sunteți aici, știu fără să știu, adică fără să vă cunosc, dar unii am trecut prin asemenea voi, când ai avut nevoie de cineva să stea
stăteam lângă tine, n-a stat lângă tine. Și e cumplit lucrul ăsta. Dar Pavel zice, toți m-au părăsit, însă Domnul a stat lângă mine. Domnul e lângă voi. Nu doar în ziua Mântuirii. Dacă ne mai dă Dumnezeu o zi, va fi și mâine. Va fi și voi mâine. Pentru că Dumnezeu ne șterge lacrima, binecuvântat să fie Domnul. Și apoi acest cuvânt de care vă spuneam și pe care fratele păstor l-a citit din 2 Corinteni, capitolul 5, spune, știm în adevăr. E extraordinar să știi adevărul. Că de multe ori putem să știm un neadevăr. Și noi avem impresia că e cam pe acolo, dar să cunoști adevărul este un lucru extraordinar. Și Pavel spunea, știm în adevăr. Vedeți dumneavoastră, în perioada aceasta de pandemie, atâtea lucruri s-au spus, atâtea conspirații, atâtea lucruri care ne-au bulversat. Auzeai una, nu mai era valabilă peste 2 săptămâni. Și atâtea lucruri care nu ne-au mai dat siguranță. Oamenii bulversați au spus, nu mai știm ce să credem. Totuși, Pavel zice, știm în adevăr. Și aici era vorba de pandemie, aici era vorba de plecare, adică de moarte. Acum, dragii mei, întotdeauna în viață ești într-o oarecare incertitudine, dar întotdeauna. Mi-aduc aminte, după ce am terminat clasa 8-a, nu știam exact, adică aș fi vrut, știam spre ce vreau să mă îndrept, dar nu știam unde voi intra, pentru că dădeai dreaptă în clasa 9-a. Și totdeauna aveam oare unde voi fi, oare la ce clasă, la ce profil voi intra. Ca să nu mai spun când termin liceul cu facultatea aceeași chestie de gândești, oare unde voi intra? Sunt atâtea lucruri pe care nu le știi, pe care nu le cunoști în viața. Apoi urmează familia, meseria și atâtea lucruri care ne bulversează și nu știm. Dar știi ce mi se pare cel mai greu și cea mai mare incertitudine? Nici măcar de treaptă, că treptele s-au scos de la școală. Rămas e valoarea națională, acum e simplu. Dacă nu ești dincolo cu media aia, oricum ești undeva, s-o mai cumva liniștit lucrurile, dar cel mai complicat și cea mai mare incertitudine e atunci când e vorba de moarte. Și dacă aș pune acum o întrebare în momentul ăsta, unde te duci? Dacă ar fi să mori eu astăzi, unde te duci? Deci când e vorba de plecare, de plecare din lumea asta, aici este cea mai mare incertitudine. Pentru că textul din 2 Corinteni, capitolul 5, vorbește de plecare și zice se desface casa pământească, adică e vorba că eu voi muri, mă voi duce. Și Sfântul Apostol Pavel spune, totuși știm și ceea ce știm e și adevăr. Că degeaba știu și noi adevăr. La ce mă ajută? Numai ca să-mi liniștesc inima pentru 5 sau pentru 5 săptămâni sau pentru 5 ani, nu mă ajută cu nimic. O să vă spun vreo 3 lucruri din pasajul acesta care astăzi, din nou mi-a dus atâta și atâta bucurie și, dragii mei, vreau să-l plăsuiesc și pentru familie, dar în special pentru toți care suntem aici. Și dacă vreți, puneți de la inimă. Dacă ar fi predica mea, mai zice un frate, ce predica fratelui Victor, nu-i predica mea. Dumnezeu aici, la capelă, mi-a predicat aici. Când fratele păstor a citit cuvântul Dumnezeu, pur și simplu, Dumnezeu mi-a predicat mie. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, doar că stau în picioare, atâta diferența între noi. Ca și cum aș fi în tine, e cuvântul lui Dumnezeu care glăsuiește și cel puțin 3 lucruri pe care trebuie să le știm cu adevărat. Primul lucru care trebuie știut și nu trebuie uitat. Într-o zi, se va desface corpul acesta trupesc. Adică spune. Păi, dacă avem, de exemplu, un deget care o simțim că nu-i bine cu el, îi trebuie că pansăm. De ce îl pansăm? Păi îl pansăm ca să stea bine, îl pansăm ca să fie sănătos. Un deget trebuie să fie bine. E normal, e o grijire de sănătate, este foarte bine lucrul acesta. Dar Biblia spune un adevăr care nu poate fi combătut. Și spune aici Scriptura, știm că se desface casa pământească. Ce înseamnă moartea? Moartea înseamnă desfacerea casei pământești. Adică, în tine și în mine, Dumnezeu a pus un suflet. Un suflet. Și Biblia spune că în vasul acesta de lut, în trupul acesta care e vas de lut, purtăm o comoară care vine de la Dumnezeu și comoara aceasta se cheamă suflet.
sufletul. În momentul în care murim, se desparte sufletul de tu, de aceea zice Biblia, știm că se desface casa pământească a Domnului nostru trupesc. Nu vreau să vă sperii pe niciunul, dar din nou Dumnezeu a vorbit din mine. Vine ziua când se va desface casa Domnului meu trupesc. Eu mi-am dorit și i-am spus lui Dumnezeu să mă țină Dumnezeu unul. Străbunicul meu a murit la 92 de ani. 92. Tata n-a plâns. 92. Dar zic, Doamne, dacă vrei, ține-mă până la 92 de ani. Mi-am dorit asta. Dar s-ar putea lui să auziți de plecarea mea mai repede. Dacă vrea Dumnezeu să vrea mai repede. Dar vreau să vă spun un lucru. Un lucru care cer, care e sigur, corpul ăsta folosit se va desface. Adică se va desface de suflet. Sufletul va pleca la Dumnezeu și tu, pentru vreme, dragă frate, numai pentru vreme, va fi pus în urmă. Pentru mine, ca slujitor care mă duc des, des, des la cimitir și nu mă duc doar să vizitez cimitirul, mă duc la slujire, așa cum pentru alții păstori, e greu aici. Știi care va fi cel mai greu moment, dragă familie Filip, când sicriu cu tata doar în câteva minute, îl așteaptă o groapă deschisă. Voi știți asta. M-am dus cu tata care... Acum, tata a fost un om foarte hard, probabil cam ca și tata a fost un. Totdeauna să facă ceva, nu ceva, să facă două lucruri odată. Știți ce n-am putut vedea? Să fie un cimitir cu tata și să stea liniștit deasupra unui cop. Preț de câteva minute până s-a mai făcut o scurtă slujbă. Adică tata plin de energie, care atâtea lucruri a făcut în viața asta, post deasupra unui grup. Și apoi stai și te întrebi, dar Dumnezeu, pentru atât a făcut? Dragul meu, fratele Petrică m-a trecut în groapă pentru o vreme. Aici suntem creștini, unii pentecostali, alții dau creștini, creștini, păi mai bine, romanul catolic, reformați, nu știu ce mai suntem aici. Putem să fim o paletă largă de creștini, dar creștinismul are cea mai frumoasă speranță, orice confesiune religioasă. Creștinismul și creștinii cred în învierea morților. Și din groapa asta deschisă, care voi o să vedeți, am o veste bună. Groapa aia se va mai deschide odată. Dar nu groapa aia. Știți ce ne va deschide groapa aia o dată? Oameni buni, glasul lui Dumnezeu. Că spune, va suna trâmbița lui Dumnezeu și toți morții vor învia. Binecuvântat să fie Domnul. No, când o să vedeți groapa, rețineți, groapa în care fratele Petrică va fi pus, se va mai deschide odată, nu de gropari, și de mâna bună lui Dumnezeu și morții, spune, vor învia. Binecuvântat să fie Domnul. Asta este o speranță. Dar și ceea ce știm și ceea ce trebuie să știi, că trupul tău într-o zi se va desparte, se va despărți de suflet. Știți ce înseamnă asta? Vom pleca. Ne vom duce. În al doilea rând, lucru care trebuie știut neapărat, în al doilea rând de următorul și numai că trebuie știut, este un mare adevăr. Trebuie să știi pentru ce te-a creat Dumnezeu, zice Pavel aici. Da, știu că se desface casa pământească a corpului nostru trupesc, dar în versetul 5 iară un verset plin de speranță. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta. Adică oameni buni, pentru ce ne-a făcut Domnul? Să murim subit la 70, la 60 de ani? Pentru ce ne-a făcut Domnul? Aici spune Biblia, și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu. Și acum am o întrebare scurtă și n-aștept răspunsul, doar să-mi dau eu și să-ți dai dumneata și fiecare dintre noi. Știi pentru ce te-a creat Dumnezeu? Oameni buni, dragi creștini, știți pentru ce ne-a creat Dumnezeu? Și o să vă glăsuiesc eu un pic, doar puțin. În ultimii ani am înțeles tot mai bine lucrul acesta și a trebuit un pic să mă și explic. Le-am spus, oameni buni, nu sunt dezamăgit. Nu m-am săturat de viață că vreau până la 92 de ani. Dar știți ce am înțeles în ultimii ani tot mai bun lucrul ăsta? Eu personal, ca și dumneavoastră, nu suntem făcuți pentru lumea asta. Oameni buni,
nu suntem creați pentru lumea aceasta. De acum înainte, când te vei trezi dimineața și vei fi în fața oglinzii, în baie sau când te vei uita, tu trebuie să știi, tu, persoana ta, nu ești făcut pentru lumea aceasta. Fratele Petrică n-a fost făcut pentru lumea aceasta, că ar mai fi trăit aici 1000 de ani. Dar Dumnezeu ne-a făcut aici pe Biblia pentru 70, pentru cei mai tari la 80 de ani. Și apoi zice tot Sfântul Apostol Pavel, da, se desface casa pământească, dar mai știu ceva. Spune el, mă voi muta. El nu chiar nu a zis că va muri. A zis, mă voi muta. Asta e credința creștină. Când mor, te mor. Ne mai mutăm. Vedeți, am crescut la părinți, m-am căsătorit, am fost într-un apartament, m-am mutat în an, de tot mutăm. Cea mai frumoasă mutare, și ne-o crea, va fi mutarea de aici la cele veșnice. Nu, pentru aceasta ne-a creat Dumnezeu. Și zice tot Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 4, ca să fim întotdeauna cu Domnul. Deci, 1. Știm adevărul că într-o zi trupul ăsta se va desface. Și apoi, dacă nu mă credeți, se va desface de tot și asta nu mai vreau să zic. Adică se va descompune de tot. 2. Trebuie să știi pentru ce te-a creat Dumnezeu. Dumnezeu nu m-a creat doar să mănânc și să mă hrănesc și să mă îmbrac în lumea asta. Dumnezeu m-a chemat să mă pregătesc pentru viața veșnică. Și asta mi-a intrat așa de bine în minte și glăsuiesc și altora. Oameni buni, lumea asta nu-i pentru noi, dragilor. Pregătiți-vă pentru viața veșnică pentru care Dumnezeu ne-a creat. Și în al treilea rând, și cu asta voi încheia, este ultimul verset, ce trebuie să mai știm. Spune, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Toți trebuie să dăm socoteală lui Dumnezeu. Oamenii uită lucrul ăsta. De asta sunt oameni care își abandonează familiile. Soții își abandonează soțul, soțiile. Atâtea păcate. Știți de ce? Pentru că oamenii uită cel mai elementar lucru. Toți, zice Biblia. Toți. Adică nu mai există excepție. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Și acum v-aș pune întrebare de bun simț. Poate pare dură. Dacă astăzi, ar fi ultima zi din viața ta și de seară, ar trebui să dai socoteală în fața lui Dumnezeu pentru toate păcatele tale. Că noi știți cum e, ni le ascundem și zicem, nu știe nimeni. Dar dacă ar fi azi să fie mult, hai să mă pun pe mine ca să n-am treabă cu nimeni. Dacă azi ar fi ultima zi din viața mea și de seară, ar trebui să răspund, să dau socoteală, că am face un judecător sau procuror pământie, să dau socoteală cum mi-aș trăi viața de acum și până de seară. Cum mi-aș trăi? Cu multă responsabilitate. Cu multă responsabilitate. Dragii mei, nu uita așa al treilea lucru. Toți trebuie să dăm socoteală. Fratele Petrică s-a dus. Noi am rămas în viață să avem grijă cum trăim. Dumnezeu să rămână bucuria noastră. Dumnezeu să rămână în tăria noastră. El și-a încheiat alergarea cu mine. Mulțumim lui Dumnezeu. Acum fiecare dintre noi ne va mai ține Dumnezeu, nu știu, o zi, o lună, un an, zeci de ani, atât dacă ne scris fiecăruia. Dar, dragii mei, de la comentarea aceasta, trăiți în așa fel, știi că 100% vom da socoteală în fața lui Dumnezeu. Și atunci să zic că vino slugă bună și credincioasă. Dragă familie Filip, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnul să rămână lângă ei și nu uitați, din groapa care va fi așezată, tatăl vostru, sora Maria, soțul dumneavoastră, din aceeași groapă îl va trezi glasul lui Hristos. Și spune, toți ureși afară, așteptăm ziua reîntâlnirii și ziua revederii. Dumnezeu să vă mântuie și să vă vină. Mergem spre încheierea slujbei, voi citi necrologul și apoi, pentru rugăciune, vom încheia slujba din capela aceasta. Ar fi fost mulți în această zi, precum și aseară, care să vorbească, să aibă un cuvânt pentru voi. Pentru că mulți l-au iubit pe fratele Filip.
să putem să ne întâlnim la toți. Dar apreciem, așa cum am spus, dorința fiecăruia care a venit în această zi să fie alături de noi. Fratele Filip, acest bărbat energic care dădea mâna cu el peste întreaga România, om plin de vigoare, de viață, de putere, un om învățat cu lucru, cu munca grea, a trebuit să plece din lumea noastră. Pentru că de moarte nu te poți ascunde. Fugi de multe lucruri din viață. Opui rezistență la multe lucruri. Dar când vine sorborță și clipa plecării, trebuie să pleci. S-a născut în data de 2 septembrie 1951 în localitatea Budești, Mânață. Din părinți, Ion și Floare. În data de 29 septembrie 1978 s-a căsătorit cu Maria. Împreună au călătorit pe drumul acesta vieții. Din căsătoria lor au rezultat copii minunați. Lucian, care este aici, Cristi, care în 2010 a decedat. Capela aceasta a fost plină de oameni cu mult mai mult ca acum. Au venit oficialități, miniștri, ministrii interne de atunci și alții, care au participat la acea înmormântare. Anca, singura fată, și Ionuț. Se desparte și de Rebecca, Nora, de Cristi și Aron, cei doi nepoți. Îmi spunea Sfânta Maria că a mai avut două fiice, dar au murit la câteva zile după naștere. Fratele Filip ar veni dintr-o familie cu mulți copii, o familie temătoare de Dumnezeu care a dus pe lume 10 copii. Nu știu a câte le-a fost el, dar a fost unul din cei 10. Se desparte acum de sora lui Maria Catalina. Ieronim, un frate de lui, a plecat înainte. E decedat. Otilia e încă în viață, se desparte de Otilia. Se desparte de fratele Vasile, de fratele Nucu, de Gică, a plecat înainte. Și el e decedat. Se desparte de Valeria, de Iulian și de Renu. Se desparte de cumnatul Dumitru, de cumnata Tia, de cumnatul Scododea, cumnata Marinela și e decedată, de cumnata Rafila, de Garofița, de Monica, de Mihaela, de nepoții pe care i-a avut, Mitruț, Dănuț, Florin, Laura, Doris, Rosti, Marinel, Neluțu, Mihai, un alt Mihai de la alt frate nepot, Alina, Iulia, Valentina, Aurelian, de asemenea de cumnați din partea soției, Sânduțul, Albuț
și Nelu Alboz, împreună cu cumnatele Ileana și Fiorica, de nepoții Galin, Claudiu, Neluzcu, de asemenea de Cuschi, de fiind, de rudele din Bistrița sau din Budești, de prieteni apropiați, de care a trăit experiența frumoasă încă din tinerețe, vecinii apropiați și cei de peste polul Budacului, vecinii de la Rad, frați și surori de credință, prieteni și cunoscuți, cărora le-a strâns măcarul de mână spre aici și le-a dat bineță. Au fost mulți, o parte din ei sunt aici, alții nu sunt. De toți aceștia se desparte, a plecat. A plecat pe drumul pe care nu este întoarcere. De multe ori te duci, se duce tata, dar știm că se întoarce, s-o fost la servici sau s-a dus într-o țară străină. Avem pădăștia că se va întoarce, dar de aici, din mormânt, e doar o pădăștia care ne rămâne în învierea morților. Căci odată mormintele se vor deschide și morții vor învia. Nu cu corpul acesta, cu un alt corp de supus cu trezării și morții, nu din materia aceasta, spune Sfânta Scriptură. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 21 și 29, spune adevărat, adevărat, vă spun, zice Domnul Iisus, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ieși afară din el. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut rău vor învia pentru rușine și lucrare. Dumnezeu să vă facă parte de bine tuturora, să aveți parte de viața veșnică. Nu uitați, ați fost aici la o slujbă de înmormântare în care vi s-a vestit Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care ne-a îndemnat să ne pregătim, lucruri care trebuie să le știm. Cel mai greu lucru este când te duci undeva într-o țară străină și nu te așteaptă nimeni. Am plecat și în astfel de situații și nu m-a așteptat nimeni și nici cu telefon și era într-o situație de stres, că nu știai cum să ajungi la destinație. Dar când te așteaptă cineva dincolo, e atât de bine. Mă duc la copii în Germania și de atâtea ori mă așteaptă în aeroport. De-abia aștept să ies de acolo în terminal și dincolo în sala de așteptare, văd copiii care mă așteaptă să mă duc spre locuința lor. Dragi creștini, în fața morții, la plecare din lumea aceasta, cineva ne așteaptă dincolo. Cineva ne așteaptă. Dacă l-ai slujit pe Dumnezeu, te așteaptă Dumnezeu. Te așteaptă Dumnezeu. Și spune un bun venit acasă. Iar dacă nu slujești pe Dumnezeu și nu ești credincios pe Dumnezeu, sfârșitul este tragic. Și nu doresc nimănui să aibă parte de acel chip veșnic de care vorbește Scriptura, de iazul, de foc și cu ceasă. Dumnezeu să aibă milă de noi, de toți. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei din ceasă ascultat cuvântul. Și Dumnezeu să binecuvinteze familia Filip, să-i ajute să-i sprijinească, să treacă peste momentul acesta greu, cu nădăjdea că va fi o zi a revederii. Dar ca să te întâlnești cu cei dragi plecați din lumea aceasta care au fost credincioși, trebuie să fii și tu credincios. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim credincioși lui Dumnezeu și să trăim o viață frumoasă. Sfântul Apostol Pavel spunea în Romanii, capitolul 12, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i stăniți poftele, spunea Sfântul Pavel. Doamne, ajută-ne! Amin. Vrem să ne ridicăm cu toții, fratele Adi, Fetiva, înălțam glasul spre Domnul, mulțumim Domnului pentru slujba din locul acesta, pentru puterea de slujire care a dat-o Dumnezeu tuturor celor care au slujit aici. După rugăciune se va cânta o cântare, în timpul acesta se va pregăti sigriul, îl vom scoate acolo, e sosită mașina și vom pleca spre Recele Monument. Un anunț din partea familiei, familia face un anunț,
și în continuare cu ei, dă o masă în numele Domnului la restaurantul Refreșoarea. Deci, până la Domnul de Cintură, mai în sus este restaurantul acesta, nu-i departe de aici. Poate unii nu puteți veni până acolo cimitir, dar puteți merge direct la locația Refreșoreană. Acum vrem să mulțumim și celor care au slujit prin cântare, Domnul să vă binecuvinteze, frate scump care v-ați rupt din activitățile voastre și ați venit să slujiți, frate Boca pentru amplificare, pentru sonorizare, tot ce ai făcut, cel care filmează, mulțumim pentru slujirea voastră care ați făcut în această zi, mulțumim fraților slujitori, păstori, presbiteri, diacon, frate Victor, mulțumim foarte mult, frate Rusul, prieteni vechi și toți acei care ați participat, Dumnezeu să vă răspătească truda și osteniala voastră. Amin. Gracias.
Dragilor, o să citim un cuvânt al lui Dumnezeu, după care vă anunță plecarea spre roapă. 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și versetul 13. Citim cuvântul lui Dumnezeu. Nu voi, fraților, să fiți de cunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Amin. Dragilor, în față vor merge slujitorii, apoi cântăreții, în urmă mașina cu sicriul și această altă mașină cu coroanele și ne deplasăm în spatele mașinilor familia și apoi tot publicul. Pe prima alee, vis-a-vis de eroilor, aici unde Cristin mormântat, băiatul fratelui, peste drum va fi înhumarea fratelui Petrică. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.